Noi condiții pentru cei care vor să-și amâne ratele la bancă, trebuie să declare pe propria răspundere că au cheltuieli zilnice mai mari decât anul trecut și că nu-și mai permit să achite datoriile. Răuplatnicii sunt din start excluși. Ordonanța de urgență pentru amânarea ratelor ar putea intra în vigoare chiar de luna viitoare. Acum 8 ani, acest domn a făcut un împrumut de 60.000 de lei, bani folosiți la cumpărarea unei locuințe. Mai are de plătit timp de 15 ani, iar ratele sunt tot mai mari de la o lună la alta. La începutul anului, spre exemplu, cu cât a crescut? 80 de lei. Foarte mult. Asta e situația. Explicația e simplă. Roborul, indicele după care se stabilește dobânda, crește de la o zi la alta. La începutul lui 2022, indicele Robor era de puțin peste 3%. Din 24 februarie însă, valoarea acestuia a crescut în fiecare zi, așa că acum am ajuns la un maxim al ultimilor 10 ani și la un Robor care este de 6,07%. Automat, un Robor mai mare înseamnă 10 de lei sau chiar 100 de lei care se adaugă în fiecare lună la rate. Pe măsură ce vor trece lunile, Roborul va crește foarte mult și dobânzile în general vor crește. Atâta vreme cât inflația crește, cu siguranță și dobânzile la credite vor crește, că ele se adaptează la inflație. Așa că guvernul pregătește ordonanță de urgență care să le permită românilor să-și poată amâna din nou ratele la bancă. Un prim draft a apărut deja și vine cu reguli diferite. În primul rând, clienții băncilor trebuie să declare pe propria răspundere că au pe ultimele 3 luni cheltuieli mai mari cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Orice român cred că s-ar putea încadra la capitolul declarației privind creșterea cheltuielilor cu 25% în contextul inflației, a creșterii dobânzilor, a creșterii costurilor cu viața obișnuită. Beneficiarii nu trebuie să aibă restanțe la bancă în ultimele 6 luni și nici să beneficieze de o altă soluție privind restructurarea creditului. Amânarea se va putea face pe o perioadă de cel mult 9 luni. Ați apelat la o astfel de soluție? Cred că da. Da, aș apela. Altă soluție nu aș avea. E bună pentru cei care nu pot să plătească și rea pentru că tot trebuie să plătească și cu dobânzile aferente. La asta ne spun și economiștii să fim atenți și să recurgem într-o ultimă instanță la amânarea ratelor atunci când nu mai avem altă variantă. Pe termen scurt, cu siguranță ajută. Pe termen lung, nu ajută pentru că datoriile rămân. Dobânzile se calculează. Prin urmare, cei care vor apela la această așa zisă facilitate vor avea de plătit datorii peste 9 luni mai mari decât au acum. Adică am putea avea datorii lunare și cu 30% mai mari. Momentan ar fi un avantaj să înlocuiască prin negociere cu banca roborul cu IRCC. Dar și aici apare o situație în care pe termen lung s-ar putea să se schimbe. S-ar putea după câțiva ani IRCC-ul să fie mai mare decât robot. La începutul pandemiei, peste 700.000 de români și-au amânat ratele la bancă.